Județul Mehedinți a ajuns la o incidență a cazurilor de COVID-19 de 1,07 la mia de locuitori. Cea mai mare incidență din județ este în comuna Godeanu de 2,62, iar apoi este urmată de localitatea Hinova și municipiul Drobeta-Turnu-Severin cu 1,96. Cazurile de COVID-19 cresc alarmant în Mehedinți. Mehedințenii sunt tot mai afectați de pandemie. În ultimele 24 de ore, alte 52 de persoane au fost confirmate cu COVID-19. Numărul total de îmbolnăviri de la începutul pandemiei și până în prezent a sărit de 2000. Și în spitale situația este la fel de îngrijorătoare, 143 de mehedințeni sunt internați în acest moment. Iar la secția de terapie intensivă, 13 persoane se luptă pentru viața lor. Legile din județul Mehedinți este următoarea, 673 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia, 143 persoane sunt internate, dintre acestea 13 persoane sunt internate la secția ATI, 193 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. În începutul epidemiei, în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 2006 persoane, în ultimele 24 de ore fiind confirmate cu COVID-19 52 de persoane. De asemenea, de la începutul epidemiei au decedat în județul Mehedinți 90 de persoane. Precizăm că rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți, calculată conform hotărârii de guvern 856 din 2020, este de 1,07. Totodată, la nivelul județului Mehedinți, situația localităților cu rata incidenței cumulative peste 1,5 la 1000 de locuitori este următoarea: Godeanu 2,62, Hinova 1,96, Drobeta-Turnu-Severin 1,96, Vlădaia 1,82, Poroina Mare 1,80, Șovarna 1,79 și Breznița de Ocol 1,52.